Vă salut, bine ați venit la un nou clip. Am băgat la cosit. O să avem mult de făcut aici. Uitați aici sistemul OMAC MV15000 cu sistemul de cosit. Pe acolo, pe sub pomi, dă Ramona cu motocoasa Rotact cu aia roșie. O avem și pe asta micuță Makita să dăm pe margini. A fost nevoie să dau cu ea aici pentru că aici am băgat calul data trecută, s-a cam jucat fânul. Și acum o să avem de făcut vreo 3 grădini aici, mari, probabil minim 6000 de metri. E destul de mare fânul. Aici dă Ramona. E mai greu să te învârți cu sistemul ăsta. Vedeți cum taie. Deci observați. Sper că se vede. Ăsta omacu. E cam mare iarba, e și puțin culcată. Aici ce aș vrea să vă arăt. Am făcut eu două platbande aici la cap. V-am spus eu în primul clip că merg făcute. O să vi le arăt și după aia eventual. Observați. Aici sunt limitatorii. Și aici am făcut eu două platbande. Nu prea am știut exact la ce distanță, adică ce lungime să le fac pentru că nu aveam motocultivatorul acasă. Sunt și puțin aduse către interior. Deocamdată nu putem vedea mare lucru în fânul ăsta, ce, cât de bine mă ajută, dar o să vedem noi pe parcurs. Și acum am distanțierii la roți. Deci sistemul este mai lat. Are 68 de centimetri în exteriorul roților. O să băgăm, să cosim aici. E grădina asta în care suntem, cealaltă dintre garduri și cealaltă de dincolo. Deci astăzi este o zi plină și grea. E bine, cosește bine, uite. Lama acum este cel mai jos posibil reglată. Dar îl taie bine, uite. Platbandele încă nu prea mă ajută pentru că e mare, dar asta e, o să vedem cu altă ocazie. Poate le mai cobor sau...
Numai mușuroaie pe aici. O grădină s-a terminat, asta de aici, a fost mai greu culcat așa, deci a fost un pic mai greu, multe mușuroaie. Acum a început cu rotactul pe aici, eu mă bag cu omacul pe aici în jos, dar grădina asta este foarte denivelată, numai șanțuri. Cred că o să fie puțin mai greu din cauza asta, dar încercăm să... o dăm și pe asta, și asta e și mai mare decât cealaltă. Ia să vedem cum merge micul rotac. Foarte bine. Acum o să mă duc cu omacul în jos. Am început deja pe aici. Taie bine lama. E mare grădina asta și pe aia mai avem una. Dacă vedeți că dau așa cu piciorul în urma lui,
este că folosesc ca greblă picioarele, când pe o parte, când pe alta, ca să adun pologul și să nu mă încurce după aia. Mai strânge ceva platbanda aia, dar e fânul mare, mai e și culcat și de aia dau cu piciorul așa, deci nu este greu, dar ca să înțelegeți de ce fac asta. Aici am luat un mușuroi foarte mare. Vedea că sistemul taie foarte bine. Ia uitați cum rămâne. Curat, curat. Dar denivelările aici sunt niște șanțuri foarte mari. Cred că aici o să tăiem suprafața în două, pentru că ăsta e foarte greu să urci un șanț de un metru și ceva și să cobori iar. Exact ce vă spuneam, sunt șanțuri mari aici.
aici bucățica asta și după o iau cu motocoasa de umăr peste tot. E gata și grădina asta și pe aia ne mutăm în cealaltă. Haideți că am terminat două grădini. Mai am pe asta aici, e și asta măricică și aici e și fânul cam mare, puțin ud jos. Nu o să fie ușor nici aici. Dar acum terminăm grădina asta, terminăm toată lucrarea. Băgăm iar omacul la treabă.
Haideți că a reușit să terminăm peste 6500 de metri pătrați, mai e puțin și în spatele vostru și cam așa arată cele trei grădini cosite. Utilajele au mers perfect. Ăsta, fără să-l laud eu, sistemul ăsta e chiar impresionant. Deci a mers exemplar de bine, neașteptat. Dar ați văzut foarte bine pe video. Acum nu am mai filmat prea mult aici pentru că nu mai avem baterie la camera. Am zis să reușesc să vedeți finalul. Până la un nou clip, vă salut și vă doresc mult spor la treabă. Asta chiar e o mega lucrare. A fost greu de cosit. Dacă stor cămașa asta, îmi trebuie un lighean să strâng 2-3 litri de apă. Dar cam așa se lucrează la țară. Acum trebuie duse toate astea la remorcă, încărcate, legate, plecăm iară pe drumul ăla nasol până acasă. Asta e ce nu se vede în spatele camerei. V-am salutat!